Kikoriki. Lanuș, ce este asta? Eu nu sunt Lanuș. Eu sunt Moș Morcov? Lanuș, nu! Vezi, s-a blocat! O să avem nevoie de un fierăstrău! Nu, e bine, serios. Nu-ți face griji pentru mine. Trebuie să ne întoarcem. Dar nu putem să lăsăm totul în riciu! Trebuie să-l ajutăm pe Lanuș. Mi-a ajuns toată povestea asta cu iepurele de lună. Dar riciu vine doar în ajunul Crăciunului! Și toate semnele arată că o să vină și în seara asta. Este lună plină, iar intuiția mea îmi spune că o să vină. Ai spus același lucru și Crăciunul trecut. De data asta e altceva. Data trecută n-am avut nicio presimțire. Nu vrei să ți se îndeplinească cea mai secretă dorință dintre toate? Dorința mea secretă este să am și eu parte, măcar o dată, de un Crăciun normal. I-am spus lui Lanu și intenționat că o să mergem în pădure, pentru că am vrut o sărbătoare adevărată cu un brad, ornamente și multe luminițe. Mi-au mai rămas câteva. Este timpul să mergem acasă. Iepurii ăștia ai tăi de lună nu există. Atunci pleacă odată. O să-l găsesc eu, de unul singur. Dar atunci îmi îndeplinește doar mie dorința. Doar mie. Iepuraș de lună, partea a doua. Acum o să apar cu siguranță. Lanuș! Prietenul meu, ghid, am impresia că avem o micuță problemă. Ce părere ai? A dispărut luna? A venit iepurele de lună pe pământ! Iepurele de lună! Și Ariciu a sărit să mă salveze, ceea ce a fost neglijent din partea lui. Nu știe să înnoate. Prietenii mei care nu știu să nuate. M-ați speriat așa de tare. Iarna nu-i cel mai bun anotimp pentru notați, să știi.
chiar l-ai văzut cu adevărat? Era așa de aproape. Așa cum ești tu acum. Mă crezi? Te cred. Am suficient timp să-mi pun o dorință? Să știi, eu încă nu știu care e cea mai secretă dorința mea. Poate data viitoare? Data viitoare, când va veni, va fi peste 12 ani. Hai de morcoveți! Asta înseamnă o eternitate. Nu o să mai avem nicio dorință atunci. Ba da, doar că o să fie diferit atunci. O să fie alte dorințe. Da, da, dar va trebui să-mi aleg iar dorința secretă. Și de fapt nu-mi pasă de dorințele astea. Cel mai important lucru este că acum știu că există. Apropo, iepuresc fericit. Iepuresc fericit. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Lasă-ne un comentariu cu ce ți-a plăcut în acest episod. Nu uita să te abonezi!